Bun găsit la Portative și Portrete. A început studiul harpei la vârsta de 11 ani, iar un an mai târziu a știut că asta va dori să facă toată viața, să cânte la acest instrument, harpa. Peste ani, acest obiectiv s-a împlinit. Astăzi este solist instrumentist la harpă, doctor în muzică, profesor de harpă și de pian, colaboratoare a Filarmonicii George Enescu și a Operei Naționale Române. A susținut numeroase recitaluri și de-a lungul anilor a obținut multe premii, având o activitate solistică bogată, alături de diferite filarmonici și orchestre din țară. De-a lungul timpului a compus mai multe piese de meloterapie. Invitata mea de astăzi la Portative și Portrete este Miruna Vidican. Ascultăm o piesă interpretată de ea la harpă și revenim. Thank you.
Invitata mea de astăzi la Portative și Portrete este Miruna Elena Bidican. Bine ai venit, Miruna! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Și eu îți mulțumesc că mi-ai acordat acest interviu, îți mulțumesc și pentru felul în care ai interpretat. Harpa mă liniștește, la propria mea nuntă am avut acest instrument și cât de obosiți eram și eu și soțul meu când interpreta artistul, pur și simplu ne deconectam și ne încărcam bateriile. Este un instrument care liniștește. Da, așa este. Cum te-ai îndrăgostit de muzică? Ne întoarcem puțin în timp. Eram micuță, bunicul din partea mamei tot cânta melodii de muzică populară, pe care eu le-am reținut și le fredonam. Mama mi-a povestit că încă din cărucior pe stradă și lumea întorcea capul după mine. Și ulterior, tata, având niște cercuri culturale, prieteni cu care se întâlnea, printre care erau și muzicieni și actori, au decis un pic să mă testeze dacă aș avea aptitudini muzicale și artistice în general. I-au și dat niște casete cu muzică clasică, am ascultat anotimpurile de Vivaldi, Tchaikovsky și alte piese importante din muzica clasică, pe care eu le-am învățat și le-am îndrăgit din acele momente. Și atunci au concluzionat să mă îndrepte spre liceul de muzică. Până să ajungi la liceul de muzică, vreau să ne vorbești puțin despre părinții tăi. Ce lucrau și cum îi descrii, pe scurt? Părinții mei nu sunt și nu erau muzicieni, pentru că tata a plecat dintre noi în 2016. Tata era inginer, mama asistentă medicală. Și îi descriu ca fiind niște oameni extraordinari, pentru că abia recent am aflat că de fapt eu am fost adoptată și pentru mine asta a fost un lucru extraordinar, pentru că mi-a reconfigurat cumva tot traseul vieții mele. Mi-am dat seama unde aș fi putut să ajung și de fapt ce gest extraordinar au făcut pentru mine, pentru educația pe care mi-au oferit-o, pentru că ei erau foarte în vârstă când m-au luat și atunci au făcut niște eforturi suplimentare. Mama și-a tot prelungit vârsta de pensionare ca să poată să lucreze, să termine o facultatea și mulțumesc lui Dumnezeu că i-a ținut sănătoși atâta timp și am alături de mine și m-au susținut în toate. În ce context te-au adoptat? Mama lucra în spital, din ce mi-a povestit recent. Ea încercase să aibă copilași, dar nu a putut și cred că era pe tura ei când s-a întâlnit cu mama mea biologică, care, în fine, dintr-o situație pe care eu am înțeles-o, nu putea să mă păstreze. Eram născută prematur, așa că eu am stat foarte mult timp în spital, vreo 8 luni, din câte am înțeles, ce este drept că eu văzusem certificatul meu de naștere și am văzut că era cu un an mai târziu întocmit decât nașterea mea. Și nu am înțeles niciodată de ce, asta am înțeles ulterior în momentul în care am aflat și mama a făcut demersurile legale și după 8 luni m-a adoptat. Când ai aflat că părinții tăi te-au adoptat, ai avut sentimente de recunoștință. Da. Te-ai întors în timp și ți-ai dat seama că au lucrat frumos în viața ta și atunci ai înțeles anumite lucruri despre cum a fost traseul tău. Da, am înțeles în primul rând că niciodată nu mi-am dat seama și nu am simțit acest lucru. I-am simțit mereu alături ca fiind părinții mei. Mi-am dat seama cât de mult contează educația, bine și pentru un copil luat de mic, cum am fost eu, pentru că eu mă simt cumva jumătatea dintre ei, dintre amprenta tatălui și a mamei. Și nu în ultimul rând, mi-am putut înțelege anumite aspecte pe care eu le puneam tot timpul pe primul plan, cum ar fi necesitatea de iubire extremă pe care eu întotdeauna am avut-o. Pentru mine a fi iubită și a iubi a fost întotdeauna un prim plan, apoi profesia și dorința mea de confirmare din partea tuturor. Wow! Cu puțin timp în urmă ai spus că ai aflat că da, ești acum 3 ani. Tată. Da. Și care a fost reacția ta atunci? M-am emoționat foarte tare și mi-a părut rău pentru toate micile certuri pe care le-am avut cu părinții mei, sincer. Adică mi-am dat seama că nu aveam ce să le reproșez de fapt niciodată. Chiar dacă eu tot timpul i-am iubit și nu le-am reproșat foarte multe, dar ca orice copil cu siguranță am avut micile mele nemulțumiri și năzbâtii și pe acelea le-am regretat. Mi-am dat seama că dacă aș fi știut,
nu ar fi trebuit să le am. Ai dorit să o cunoști pe mama biologică? Nu. Poate am să o fac când nu o să mai fie mama, pentru că știu că mama este foarte, foarte atașată de mine și undeva poate cumva o să-i fie frică, dar și pentru faptul că apreciez foarte mult sacrificiul pe care l-au făcut părinții mei. Ei ți-au descoperit acest talent și au investit în tine, da, și da. Astăzi, practic, lucrezi la pasiunea ta. Da. Ceea ce este minunat. La 11 ani ai început studiul harpei, dar până atunci, în clasa 1, ai început să cânți într-un cor de, da, copii. În corul de copii radio. M-am dus, am dat selecție pe care am și luat-o și de atunci am început cumva să practic muzica, dar prin arta vocală. Încă nu începusem cu cea instrumentală. Cam de câte ori mergeai la repetiții? De 3 ori pe săptămână. Ți se părea obositor? Poate că unii copii vor să se joace mai mult? Cu siguranță și eu m-am jucat într-o lume a fanteziei. Țin minte că întotdeauna când eram mică aveam tot felul de povești pe care mi le făceam în capul meu. Dar făcând ceea ce îmi plăcea, eu niciodată nu mi-amintesc, cel puțin, să fi perceput ca pe ceva dificil. Era ceva ce îmi doream eu să fac și către care să merg. Și sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Chiar cred foarte tare că dacă faci ceea ce îți place, este o bucurie pentru tine și nu un chin. Excelent. 12 ani ai cântat în acest cor, ai participat la diferite concerte și ai mers în diferite turnee. Cum a fost, cum te-a îmbogățit această Așa experiență? Este, am plecat. E adevărat că și mama mi-a spus că este o oportunitate pentru mine, mai ales că era oareșcum recent, după Revoluție, se deschiseseră porțile. Ei nici nu plecaseră din țară și eu deja plecam în turnee, am văzut Europa, toată Europa. M-am plimbat cu cor de copii radio și m-am îmbogățit sufletește, în primul rând, pentru că am putut să cunosc alți oameni de alte naționalități care ne-au primit în căminele lor, pentru că noi în turnee eram cazați în gazdă, dar și profesional, pentru că am lucrat într-un cor, am avut înregistrări, aveam concerte pe scenă, am înțeles ce înseamnă cumva și partea de disciplină a artei instrumental-muzicale. Sunt convinsă că ai multe amintiri din aceste turnee. Dacă dorești să ne împărtășești o astfel de amintire, nu știu, poate te-a impresionat ceva într-o anumită țară sau pe scenă s-a întâmplat ceva. Mă impresiona întotdeauna faptul că înainte să intru pe scenă să cânt, aveam emoții foarte mari, poate asemănătoare fricii, dar care dispăreau în momentul în care puneam piciorul pe scenă. Lucru care cred că se întâmplă și în ziua de astăzi, de fapt. Și unul dintre momente a fost un concert, o piesă scrisă de Britten pentru cor de copii și harpă, la care eu am participat în cadrul corului, nu ca harpistă, pentru că nu cântam încă foarte bine la harpă. Și a cântat harpista radioului din acel moment, doamna Elena Ganțolea, și știu că mi-a plăcut foarte mult și am avut ce să învăț de la dumnei. Ulterior a fost un concert cu orchestra Radiodifuziunii Române și corul mare, Carmina Burana, care este scrisă și pentru cor de copii. Și în momentul în care am început repetițiile, concertul, bineînțeles că a fost un moment extraordinar, dar țin minte că încă de la repetiții, în momentul în care a început lucrarea, m-am emoționat foarte tare și am simțit așa ca un flux de energie prin mine, ca o voce care mi-a spus: eu asta vreau să fac toată viața. Începusei deja studiul acestui instrument când ai ascultat acest concert și când ai fost atunci pe scenă? Nu, atunci nu. În momentul cu Britten, cu harpa, abia începusem. Făceam câteva terțe la harpă. Am înțeles. Practic la 11 ani, deci în clasa a 5-a, ai, da, luat contact cu acest instrument. Cum ți s-a părut? Că, din câte știu, nu ai lucrat pe o harpă celtică, ci pe una, nu, mare. Da, noi aveam direct, pe atunci aveam numai harpa cu pedale, harpa mare de orchestră în licee. Abia ulterior, după ce terminasem facultatea, maestru Ion Ivan Roncea a obținut o sponsorizare să vină harpe mai micuțe în țară, așa numită harpă celtică. Să putem începe și noi de la vârste mai fragede, cum se întâmplă în străinătate. Dar noi am început direct pe harpa mare și știu că m-a fascinat.
neavând instrument acasă, nici eu, dar nici colegele mele, aveam cumva un orar de studiu în cadrul școlii și uneori mai stăteam și ne ascultam între noi și țin minte că fetele cântau piese mai complicate, le vedeam eu pe atunci, pe care eu abia așteptam să le cânt, să ajung și eu la nivelul tehnic respectiv să le fac și eu așteptam să fiu clasa 7-a ca să fac o anumită piesă, apoi a 8-a și tot așa. Care au fost provocările de început studierii acestui instrument? Bășicile. A fost una dintre ele. Da, țin minte că mă usturau degetele și când eram micuță făceam foarte multe bășici. Între timp pielea s-a format și am făcut bătături, dar am aflat și un fel de secret, dacă îl pot numi așa, de a evita formarea acestor bășici și formarea directă a bătăturilor. Ne vei împărtăși la momentul potrivit, pentru că e și cadru didactic și vom vorbi despre asta. Vreau să ne spui care era programul tău. Îmi spuneai că voi trebuia să repetați pe harpă la școală și având în vedere că aveai și alte colege, bănuiesc că trebuia să aștepți. Da, trebuia să aștept în funcție de cum învățam. Dacă învățam dimineața, așteptam după ore să vină ora mea de studiu. Dacă învățam după amiaza, veneam dimineață și așteptam până începeam orele. Da, petreceam destul de multe ore în școală. Dar, cât începea programul tău într-o zi? Orele de cultură generală puteau să înceapă la 7:30 sau la 8:30, dar noi veneam de la 6:00 și jumătate la școală ca să studiem. După orele de cultură generală aveam orele de specialitate, harpa, pianul ca instrument secundar și teoria, ulterior corul sau orchestra, și orele de studiu pe care le aveam. Deci terminam undeva, țin minte că venea tata să mă ia de la metrou la ora 20 seara când eram mai micuță și ulterior chiar 21. Și de la ora 20-21 te duceai acasă și te apucai de teme? Sau cum era? Da, în puținul timp care îmi rămânea, da, dar mai făceam teme și prin școală, în timpul în care aveam de așteptat. Și uneori mai citeam și în metrou, în troleibuz, cum puteam. Și plus repetițiile de 3 ori pe săptămână la corul de copii radio. Da. De trebuia să fii prezentă. Da. Da. Joc, copilărie. Eu țin minte că m-am și jucat, da. Dar și în vacanță trebuia cumva să studiem, dacă voiam. Repet, eu voiam să fac asta. Exact, îmi plăcea foarte mult și atunci chiar nu voiam să plecăm foarte mult în vacanță ca să pot să merg la școală să mai studiez. Wow, excelent, minunat. Vom asculta o piesă interpretată de tine. Ce vei cânta? Este o piesă și compusă de mine, care se numește Atingerea vântului în pădure. Bun, ascultăm această piesă și revenim.
Îmi spuneai la începutul emisiunii că în clasa a șasea, practic la un an după ce ai început studiul acestui instrument, harpa, ai avut o revelație pe scenă și ți-ai dat seama că asta vrei să faci, să interpretezi la acest instrument în cadrul unui concert susținut cu copiii corului radio. Acum mă gândesc că ai avut această revelație, dar aveai nevoie și de multe ore de muncă, ceea ce tu îmi spuneai că ți se păreau naturale aceste ore de muncă. Da, pentru că scopul meu era să ajung să pot să cânt piesele acelea pe care le auzisem eu și voiam să le cânt în interpretarea mea, să mi le însușesc cumva încât să pot să dăruiesc din viziunea mea. În perioada respectivă nu erau concursuri, însă din clasa a noua ai început să participi la olimpiade. Da. Cum a fost? A fost foarte stresant prima dată, tocmai pentru că noi nu aveam pe atunci decât olimpiadele ca posibilitate de afirmare și competiție, dacă vreți, deși eu întotdeauna am considerat competiția e cu tine însuți. Dar a fost foarte bine. M-am dus, am participat, am reprezentat școala și am fost mândră că m-am întors cu premiul întâi, cei 4 ani de liceu pe care i-am susținut și chiar am cântat în gală. În clasa 12-a ai câștigat mai multe premii la concursuri, printre care și premiul întâi la Remember Enescu în 2001. Cum a fost pentru tine experiența respectivă? A fost o bucurie extraordinară pentru că se deschiseseră cumva porțile și pentru noi harpiștii a apăruse această prima ediție a concursului Remember Enescu, care ne lăsa și pe noi harpiștii să ne putem înscrie și a mai fost un concurs Garabeta Vachian și am fost foarte fericită să particip. Minunat! Era clar, după terminarea liceului ai optat pentru harpă, studiul harpei, de data aceasta la Universitatea de Muzică din București. Cine ți-a fost profesor și mentor pentru cei 5 ani, nu? 4 ani. În primul an am fost la fica maestrului Ion Ivan Roncea, pentru că eram mai multe studente atunci, eram 10 studente și în primul an făceam un fel de pregătire, un fel de trecere între conceptul de la liceu și partea mai profundă academică de la facultate și ulterior am fost la clasa maestrului Ion Ivan Roncea, datorită căruia am și rămas în țară, pentru că eu am un frate vitreg din prima căsătorie a lui tata, care era în Franța și să zicem că poate aș fi avut posibilitatea să plec, dar i-am spus mamei, nu, mama, domnul Roncea e unul dintre cei mai mari harpiști ai lumii și nu are rost să ne chinuim în străinătate, trebuie să rămân să învăț aici. Și când spui asta, te referi la studenții care veneau din străinătate să studieze cu... Da, au fost și studenți, da, care au venit din străinătate să lucreze cu dumnealui. Da. Cum te-ai dezvoltat în perioada studenției, din punct de vedere al interpretării la acest instrument? M-am dezvoltat foarte mult, consider că am ajuns la o parte mai profundă, afectivă, focalizată mai mult pe mesajul emoțional pe care îl transmit. Până atunci poate eram mai mult focusată pe tehnică și să-mi iasă, să nu mă încurc, dar în facultate am aprofundat efectiv latura artistică a acestui har, de a cânta la harpă. Din anul 3 de facultate ai început să participi la concursuri în străinătate. Da. Ce a însemnat pentru tine participarea la aceste concursuri peste hotare? Pentru mine a însemnat foarte mult. Reprezenta, de fapt, și prima dată când plecam din țară singură, pentru că până atunci plecam cu corul de copii radio și era organizat. Avea cineva grijă de noi, dar m-am trezit așa că trebuie să plec singură. Și era foarte important, tocmai că pentru că până atunci noi nu aveam alte concursuri și cumva s-a dezvoltat și internetul, am avut acces să aflu despre alte concursuri și am plecat la München, unde am și trecut în a doua etapă și am câștigat premiul 3. Pentru mine a fost o bucurie extraordinară, eu și uitasem de premiu, eram fericită că am trecut în etapă. Și la concursul de la Chișinău, Eugen Coca, am câștigat premiul întâi, am cântat în gală și acolo am obținut și marele premiu și pentru mine era efectiv o fericire, o mare bucurie. Pentru aceste performanțe, felicitări! Da. Tot din anii studenției a început colaborarea cu mai multe filarmonici din țară. Da. Te rog să ne împărtășești. Cum a fost? A fost tot așa emoționant, dar m-am descurcat foarte bine pentru Care a fost prima filarmonică cu care ai colaborat? Filarmonica Craiova. Mm-hmm. Acolo am avut prima colaborare la debutul stagiunii 2002,
și debutul meu al anului 2 de facultate, unde am fost și am cântat Berlioz Sinfonia Fantastică cu subbagheta maestrului Horia Andreescu. Țin minte, nu am uitat. Am fost foarte fericită să merg să colaborez, să mă descurc foarte bine. Ți-ai atins un obiectiv ținut în minte și în inima ta încă din clasa 6. Da, orchestra. Da, să cânti în orchestră. Și apoi celelalte etape care au fost? Apoi am colaborat o perioadă cu Filarmonica Sibiu, aproape un an. Ulterior am avut o colaborare de lungă durată cu Filarmonica Pitești. Am fost și la Filarmonica Ploiești, Filarmonica din București, Radiodifuziunea Română. Deci te-ai dezvoltat foarte mult în orchestră. Da. Mai ales în timpul studenției și amintirile în perioada respectivă, cred că ți-ai făcut multe conexiuni, dar mă gândesc și la programul tău. Trebuia să te deplasezi fie la Sibiu, fie la Ploiești. Da. Cum a fost? Pentru filarmonicile mai aproape de București, cumva erau colegi care se întorceau cu mașina și ne întorceam, dar pentru Sibiu nu, ne cazam acolo, dar ne asigurau cazarea. Dar într-adevăr, fiind încă studentă, trebuia să am un pic grijă cu programul. Maestru Roncea mi-a spus că s-ar putea să mă țină un pic pe loc cu programul pentru examen, dar că mă va ajuta foarte mult pentru experiența pe care o voi căpăta în orchestră. Ai vreun moment, vreo experiență pe care ne-o poți împărtăși în cadrul unui concert? Da, unul dintre concertele care mi-a rămas în suflet, de fapt, este un recital pe care l-am susținut la Ateneul Român, în sala mică. Și el a debutat cu mine, evident, intrând pe scenă. Publicul a început să aplaude. Eu am mulțumit publicului, crezând că mă voi întoarce la harpă și voi începe recitalul. Dar nu a fost așa. Oamenii au continuat să aplaude exact cum simți la finalul recitalului. Și am stat minute bune în picioare la aplauze și le-am mulțumit. A fost unul dintre cele mai frumoase începuturi posibile de recital. Legătura dintre mine și public era deja creată. Cu siguranță acest public te ascultase și cu alte ocazii. Da, da, din câte am înțeles, da, deși nu am obiceiul să... Nici nu am o familie foarte numeroasă, așa că nu au cum să vină dintre ai mei, ca să spun așa. Dar da, din câte am înțeles, da, mă urmăriseră pe traiectoria unor recitaluri numite Maestru și Discipol cu domnul Ion Ivan Roncea și noi, ceilalți harpiști studenți pe atunci, și ulterior cu festivalurile de harpă, în momentul în care au început. Minunat! Dorim și noi să te ascultăm acum. Ce vei interpreta? Tot o piesă compusă de mine, dar de meloterapie de această dată, care o încadrez în această categorie, care se cheamă Îmbrățișând picăturile primăverii. Ascultăm această piesă și revenim. Thank you.
După absolvirea facultății, ai început și activitatea didactică. Da, așa este. Unde ai început să predai? La Liceul de Muzică George Enescu, unde am și învățat, care a devenit ulterior Colegiul Național de Muzică George Enescu. Cum te-ai simțit să te reîntorci în instituția unde tu ai învățat la acest instrument, să-ți revezi profesorii, să intri în cancelarie? Pentru mine a fost ceva minunat. De mică mă jucam de asemenea că sunt și profesor. Și da, profesorii la început uitaseră și m-au întrebat: a, ce cauți în cancelarie? Ce-i cu tine în cancelarie? Dar ulterior a fost extraordinar, pentru că de asemenea la rândul dumnealor m-au primit cu brațele deschise. Ai predat și predai pentru ce copii? Ce vârste? De la clasa 1 până la clasa 12. Care sunt provocările în prezent ale copiilor legate de acest instrument? Sau dacă mai sunt numite provocări față de generația ta? Cred că fiecare le percepe la rândul lui ca pe niște provocări pentru sine, dintre cele mai dificile. Și cumva cred că au rămas aceleași. Posibilitatea de a-ți procura un instrument acasă, necesitatea de a rămâne în școală, să studiezi, bășicile. Dar au și mai multe oportunități într-un fel, deoarece internetul este deschis și poate să găsească concerte și recitaluri mult mai ușor. Materialul didactic, să spun, necesar, se găsește mult mai ușor în zilele acestea. Îmi spuneai la începutul emisiunii că la George Enescu s-a procurat în anul 2007 o harpă celtică. Da, așa ceea ce este. Până atunci nu fusese. Tu ai învățat pe o harpă mare cu pedale. Da. Ceea ce înseamnă că acum micuții pot să studieze acest instrument chiar din clasa 1. Da, așa este. Și ai și o tehnică de a debăși provocările legate de bășici. Da, în principiu, dacă îi întreb tot timpul, dacă îi ustură degețelul și dacă îmi spun că da, atunci luăm o scurtă pauză, nu trebuie să pierdem timpul, putem face ceva în caietel sau să-i pun să asculte ceva, să se acomodeze cu universul sonor și facem așa până treptat până se acomodează pielea. Și astfel se întărește porțiunea respectivă și nu se mai fac bășici, ceea ce este foarte bine. Există rezultate frumoase ale copiilor cu care lucrezi? Da, eu zic că da. Există rezultate minunate. Unele dintre concursurile câștigate ulterior am participat chiar cu unii dintre elevii mei, momentan foști elevi, dar pe atunci actuali elevi. Da, eu zic că da. Deși am auzit că unii oameni, nu știu, din familie, din afara familiei, poate întreabă de ce faci harpă, ce posibilitate ai să te angajezi cu harpa. Eu aș spune că mi s-a întâmplat să fiu sunată pentru atât de multe colaborări încât nu am mai avut pe cine să recomand. Toți harpiștii disponibili din București și nu numai, chiar și din provincie, erau deja ocupați. Este adevărat că poate nu e vorba despre un post stabil, dar sunt atât de multe colaborări încât chiar consider că cerința de harpă este mai mare decât oferta în acest moment. Minunat, asta este foarte bine. Pe lângă activitatea didactică, unde te mai implici sau ce mai faci? M-am implicat pentru că am făcut doctoratul în muzică și sunt recunoscătoare maestrului meu, Șerban Dimitri Soreanu. Ai terminat doctoratul cu 10 și licența la fel, felicitări! Mulțumesc! Și? Și am început acest proiect de a compune meloterapie, pe care eu îl consider special, nu numai pentru faptul că nu e foarte practicat în România, ci pentru că este o muzică care vine din mine, pe care mi-am găsit-o ca fiind amprenta personală și caut cât mai mult să mă adresez sufletului ca să se dobândească un pic de liniște și de pace în tumultul vieții cotidiene. Vreau să te întreb, să ne descrii cumva acest concept meloterapie. Da, în străinătate, din câte m-am documentat, urmează, unul dintre proiectele mele este să fac o specializare în acest domeniu, dar în străinătate este mult mai dezvoltat, este împărțit chiar pe tipuri de afecțiuni, sunt harpiști care cântă în spitale, dar eu m-am ocupat, tocmai pentru că nu m-am specializat pe această parte pur medicală, mă adresez acestei părți emoționale, energetice, să-i spunem. Și să înțeleg că pacienții care ascultă o astfel de muzică sunt ajutați?
În ce fel? Sunt mai liniștiți sau depășesc Sunt mai liniștiți, provocări? Da, s-au făcut niște studii cu mulți ani în urmă pe plante și ulterior au acceptat și oameni cu diferite afecțiuni, exact cum am spus, și s-a descoperit într-adevăr că muzica clasică are efect benefic. Plantele creșteau mai repede, înfloreau, avea efect benefic asupra lor. Și cum a început totul la tine pe această latură a compunerii pieselor pe meloterapie? Poate s-ar putea considera ciudat, dar eu efectiv am auzit melodiile undeva în lăuntrul meu. Minunat. Da. Și ai început să le postezi? Am început să le scriu. Să le scrii, am început să le scriu și abia recent am început să înregistrez din ele, să postez doar câteva, urmează să mai înregistrez ulterior și să postez, pentru a putea fi înregistrat într-o manieră profesionistă. Minunat! Îți urăm succes. Mulțumesc. Și mai ales în specializarea pe care dorești să o faci. Suntem la finalul emisiunii, am dorit să ne dezvălui câteva detalii despre ultimul videoclip pe care îl vom urmări. Este dintr-un concert din 2018. Da, este într-un recital solo pe care l-am primit în cadrul Festivalului de Harpă, ediția a treia. Și pentru mine a fost extraordinar să primesc un recital în rândul harpiștilor de renume din țară și din străinătate. Vom urmări la finalul emisiunii acest videoclip. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru acest interviu. Îți urez mult succes, Miruna. Mulțumesc. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc, asemenea. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Portative și Portrete. Numai bine!